De rom. Ori, după cum spuneam, pare că acest sinod are o problemă chiar cu sinodalitatea și dacă ne uităm inclusiv, iar că această problemă cumva pare să se hrăni prin învățătura dogmatică. Pare a fi acolo ceva parcă ce lipsește. Bună oară, să zicem, să ne referim poate doar la esențială învățătura asupra Sfintei Treimi. Să ne imaginăm, de pildă, să zicem, Sfânta Treime a lui Andrei Lubiov, doar cu Tatăl și cu Fiul. Pentru că Sfântul Duh n-a putut veni și este reprezentat doar de câte una dintre sau de două din cele trei persoane. Nu sunt cele trei persoane acolo, nu lipsește cineva pe motiv că este reprezentat de un altul. Ca atare, a zice că atunci când poate se va întâmpla acest sinod, unul dintre subiecte ar trebui să fie poate chiar acesta, sensul integrității și al integralității reprezentării episcopale. Pentru că pare a fi afectat. Ori acest subiect este suficient de important încât să ne facă să vedem ceva iarăși cumva îngrijorător. Este vorba despre 14 biserici ortodoxe. Noi cumva ne uităm către reprezentanții acestora ca și cum am uitat că ei au fost delegați printr-un vot al Sfântului Sinod, cumva Sfântul Sinod la rândul lui a acceptat să fie reprezentat. Depinde. Patriarhul Daniel nu a decis el că se duce acolo fără să întrebe. Sfântul Sinod, care a premers acest sinod panortodox, a stabilit și a legitimat acest tip de prezență. Dar asta înseamnă că stăm destul de prost. Ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva stăm destul de prost cu înțelegerea sinodalității, chiar interiorul sinodalității, ar putea să fie un semn destul de îngrijorător. În final, n-aș vrea să mai spun decât că acest subiect care ne-a dus pe noi toți în această seară aici, are totuși și ceva care îmi dă speranță. Faptul că văd totuși o sală, nu plină, dar totuși cu oameni mulți, cu voi prezenți aici și cu noi aici, înseamnă ceva. Înseamnă că totuși laicatul ortodox este prezent. Pentru că, repet, dacă ceva a pierit cu desăvârșire, cred, în ultimii ani, este chiar laicatul. Cred că Biserica Ortodoxă are nevoie de mai mulți poli ai laicatului, nu are nevoie de vreo subordonare ierarhică. Cred că uneori acest poli al laicatului pot fi și în dezacord pe anumite subiecte, dar este important să fie activ. Este important să aibă de spus ceva atunci când trebuie spus. Ori până acum s-a dormit. S-a dormit un somn dulce și dăunător. Pentru că atunci când vine vorba despre subiecte foarte importante, de obicei descoperim că e prea târziu. De obicei descoperim că și-au făcut alții treaba înainte, că au fost mai organizați. Ori laicatul acum pare că este suficient de interesat, și aici îi mulțumesc lui Marie Maricaru care a avut această idee și această inițiativă, de a se organiza puțin, de a se întâlni măcar, de a discuta, de a spune cam care sunt problemele, cam care nu sunt problemele, de ce ar trebui să fim îngrijorați, de ce n-ar trebui să fim îngrijorați. Iar asta este cumva în beneficiul bisericii, pentru că de cele mai multe ori când biserica cred că are de suferit, nu este neapărat atunci când ierarhii noștri spun câte ceva nepotrivit. Și atunci se întâmplă și nu este bine. Dar ei inclusiv spun lucruri care poate nu sunt potrivite pentru că vocea laicatului doarme. Este inexistentă. Nu există niciun fel de contravoce care, sau voce complementară care să atragă atenția, să semnaleze, să susțină. Sau este isterică, evident. Și atunci când cei care, să zicem, dintr-o poziție neutră vor să înțeleagă ce se întâmplă și să uită la cei care la o adică sunt speriați sau istorici sau nearticulați, rămâne cu senzația că, într-adevăr, în Biserica Ortodoxă se întâmplă cel puțin, hai să spunem delicat, lucruri ciudate. Și nu este așa. Adică cred că avem până la venirea regimului comunist, dar și după aceea, prin existența existentă, exemple de curaj și de limpezime diamantină în ceea ce privește laicatul. Laicatul poate face foarte multe lucruri. Ca atare, nu pot decât să mă bucur că, măcar cu ocazia acestei mari probleme care ne-a dus cu toții aici, suntem totuși aici. L-am învățat să fim împreună. Vă mulțumesc! Nu vă supărați, nu vă supărați.
Dar nu, eu sunt organizator aici, doamna. Doamna, nu suntem la piață aici. Doamna, nu sunteți la piață. Doamna, nu sunteți la piață. Nu suntem la piață. Nu suntem la piață deocamdată. Vă invităm pe toți cei care vreți să vă puneți o scurtă opinie, să faceți scris sau mai bine să puneți o întrebare, să adresați o întrebare invitaților. Scris? Rugămintea este întrebările să fie înscris, pentru că, după cum vedeți, este și cu scris. Sunt unele aspecte care trebuie să exprimate, pentru că... Eu nu mă supăr să nu fie înscris, dar vă rog frumos, dacă se poate, da, decență. Bine, am încredere la domnile voastre, dar ați văzut genul. Adică și pe doamna o ascultam, dar nu în stilul ăsta. Deci este așa, nu. Vă rog, domnul lector, nu? Eu nu-ți m-am vrit. Acum, s-au făcut câteva afirmații și acum trebuie spus că lucrurile nu sunt chiar atât de clare cum au părut să vin așa ex-catedra. Mai întâi afirmați despre sinodalitate, a prezentat lucrurile ca și cum colegialitatea sau sinodalitatea poate fi afectată de nereprezentare. Niciun sinod ecumenic pentru cultura noastră generală, niciun episcop al Romei nu a participat la unul cele 7 sunat de clinici și asta nu înseamnă că s-a afectat sinodalitatea. Deci a bănui afectarea sinodalității de faptul că participă doar o parte dintre episcopii unei biserici este o premisă absolut falsă care de fapt demontează tot eșapodajul construcției dumneavoastră. Unul la mine. Părintele... O clipă, o clipă, o clipă. În clipa în care se pune o întrebare, se așteaptă răspunsul. Deci dacă ați ridicat o problemă, este tocmai normal... Tocmai de aceea mi-ar fi plăcut ca după fiecare intervenție să putem adresa întrebări. Da. Răspunsul la această afirmație este extrem de simplu. Să nu facem confuzie între faptul că cineva nu vrea să vină, că nu consideră, și faptul că nu este lăsat să vină, nu este lăsat să voteze și chiar dacă vine, de fapt, este facem mai reprezent. Sunt lucruri total diferite. Nu vă supărați, eu n-am înțeles că adresați cuiva întrebarea. Am crezut că o expuneți și apoi veți adresa cuiva anume întrebarea sau întregii... Aș fi vrut să expun, dar s-a întrebat. Am crezut că ați terminat. N-am terminat. Prima întrebare. Adică, da, de acord, dar pot să construiesc? Adică, de ce zic, s-au zis... Ok, cui adresați întrebarea atunci? Părintele Aldele. Bun, deci de ce v-ați supărat că v-a răspuns? Am discutat, am menționat sinodalitatea la modul în care a prezentat-o domnul Gaetanaru și am spus că nu e afectată de nereprezentare. E simplu, a fost o simplă afirmație. Adică, dacă tot ați invocat debate-ul la ICAT-ul, dacă este vorba despre, în cazul prezent, este vorba despre o atitudine complet diferită, pentru că este vorba despre o atitudine principială. În cazul nereprezentării sau neprezenței celorlalți episcopi, în cazul mai multor celorlalte sinoade ecumenice, n-a fost vorba despre o atitudine principială din stat. Nu s-a convenit că vine doar unul. Vremurile, din punctul meu de vedere, ca să fim punctuali, vremurile erau cu totul altele, să spunem, patriarhiile răsăritene erau sub puterea musulmană. Nu își puteau permite să trimită. Și trimiteau atunci un episcop sau uneori chiar și un preot, nu? O delegație, care reprezenta părerea respectivă. Însă nu s-a pus... Este celebru faptul că la Sinodul Ecumenic n-a participat deloc Patriarhia Romei, nici măcar prin reprezentanți trimiși. Fără să afecteze sinodalitatea... Dar, atenție! Nu li s-a interzis să vină. Nu li s-a spus, dumneavoastră, nu reprezentați biserica dumneavoastră. S-a interzis, puneți degetul pe un text care interzice. Pe atâta timp cât există în regulamentul de organizare ideea că nu pot veni decât anumiți. Deci, eu personal am spus chestia cu 24 de invitați. 24. Știți prea bine că un mitropolit... să rezolve o problemă la fel de importantă, respectată la sinodele ecumenice, criteriul reprezentativității. Dacă ar fi venit 300 de episcopi ruși, ei însumează cât celelalte biserici la un loc.
Și este ceva rău în asta? Nu e nimic rău în asta. Conciliul de Vatican a durat 3000 de episcopi și Vaticanul, care nu este tocmai conciliar, și chiar a încercat să recupereze conciliaritatea. A, atenție. S-a lăudat că și-a adunat toți episcopii. Noi, ortodoxii, nu, mă rog, dar au fost mii. Ok, știu că au încercat să adune multă lume. Bun. O să fiu foarte concis. Iar la noi unde sunt aceste... Bun. Până am zis că e debate și nu e chestie așa sinodală. Nu scrie niciunde că este debate, am spus că este o conferință informativă. Chiar am vrut să nu se ajungă la certuri, de asta a fost vorba și am propus de la început profesor Mavridi să se adreseze în scris. Păi nu pot adresa, nu poți demonta în scris, de pildă, eșafodajul argumentației Părintele Aldea, care a spus de vreo 5 ori că se numește panortodox. Nu Părinte Aldea, se numește Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe. Unul la mână, dar dumneavoastră de ce aveți nevoie în retorica dumneavoastră de panortodox? Pentru că puneți echivalent panortodox egal ecumenic și asta vă dă posibilitatea să judecați după criteriile unui sinod ecumenic, sinodul acesta care e un eminament administrativ și pastoral, după cum a spus bine domnul profesor. Îmi pare rău pentru interpretările personaliste. Aici este document de pe site-ul Basilica pe care scrie Sinodul Panortodox. Deci a-mi atribui mie o falsificare a documentelor este total deplasat. Uitați-vă pe site-ul Basilica și vedeți că scrie Sinodul Panortodox. Deci, a Sinodului este Sfântul și Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe. După care... Sfinția voastră a tras echivalent panortodox egal ecumenic și judecați un sinod, Sfânt și Mare Sinod al Bisericii Ortodoxe, după criteriile sinodului ecumenice. Și spuneți că, domnule, nu e nicio problemă de dogmă, deci nu trebuie reunit. După aia vă luați de mecanismul de vot în condițiile în care nu se cunoaște exact care era modalitatea de vot la Sfântul Sinod. Ele au diferit. Faptul că au diferit spune, de exemplu, la Sinodul întâi spune Filostorgiu că s-a circulat o listă, nu? Și și-au scris oamenii voturi acolo. La alte sinoade se mutau într-o parte sau alta a baricadelor în funcție de argumente. Faptul însuși că a diferit modalitatea de votare nu invalidează sau nu delegitimează hotărârea unei adunări episcopilor Bisericii Ortodoxe să valideze o altă modalitate de vot. Este un lucru foarte important de recunoscut ăsta. Doi la mână, chestia cu... Ați venit foarte pacificator și cu Duhul și nu știu ce.